Hello, dragilor! Avgă aici și bun venit la un nou episod din Defense Grid 2. Tum-tum. Am făcut, cum vă ziceam, am refăcut asta ca să primim aici aur. A fost, țin să vă spun, foarte greu. A fost foarte greu, dar am învățat multe alte chestii și ca atare în episodul 3, în nivelul 3, o să învățăm multe alte chestii, multe chestii drăguțe. Așa, ajustăm puțin microfonul. Astea nu le-am descoperit încă ce sunt. 100 de valuri. Super grinder. 100 de valuri. Cu... deci ăștia sunt walker și ăștia sunt diferite. Deci ai un fel de, să zicem, survival. Cum e pe Plants vs. Zombies, un fel de infinit aproape, numai că sunt 100 de valuri. Cred că durează câteva ore un nivel de genul ăsta. Încep misiunea cu un număr anumit, un număr fix de resurse. Nu, noi jucăm povestea. Jucăm povestea, hai să-i dăm drumul. Acum că am învățat multe, multe chestii, îi dăm drumul. Aici avem turnurile noastre. Am primit aici un upgrade la Inferno. Ăsta. A, uite aici. Zice că atacă mai întâi unitățile de extraterestri mai puternice. Ceea ce cred că este ok. Hai să vedem la laser. Wide beam. This area of effect inflicts 10 degree cone of damage to target area. Deci face un fel de cone of damage to target area. Cred că dă și în adiacenți. Cred. Bun, am folosit-o și pe asta. Deci asta are upgrade, ăsta n-are niciun upgrade momentan. Ăsta avem Establishes Orbital Laser Special Weapon. Și Establishes the Tower Overcharge Special Weapon. Asta cred că e mai puternică. Nu știu încă cum să o activăm. Vom vedea pe parcurs. Hai să-i dăm drumul. Deci, nu. Launch. Launch. Ok, pe aia am folosit-o, pe aia am folosit-o. Așa, așa, așa. Launch. Aici decriptăm scrisul extraterestru. Și citim, citim, citim. Se încarcă, apăsăm orice. Eu apăs mouse-ul. Ce imagine drăguță! Cu iarbă, cu apă, cu nori, ce drăguț! Foarte plăcut, foarte plăcut. Mult mai plăcut. Noi cred că suntem nava aceasta, n-am mouse acum, dar vedem nava din mijloc, care tot timpul aterizează la nivele, cred că suntem aia. Și... ok. Aha, deci o iau pe aici. E circulară treaba. Ok. Deci ei vor veni, cred că pe aici. Nu pot să pun nimic. Ok, avem 25 de valori. Laserul face atâta. Deci doar aici pot, momentan. Ia să vedem. Mai pot aici, pune aici, pune, pot să pun aici și după aia aici dejun împrejur. Ok, deci e cam pe față care-i treaba. Aici nu pot să pun nimica, din păcate. Ok, hai să-i dăm drumul. Vreau să pun, dacă pun un cannon aici, ok, bun. În acest nivel nu o să putem să ne blocăm drumurile cum am făcut în nivelul 2. Nu o să putem să facem asta. Dar mă gândesc că dacă pun ăsta aici, ok, dacă îl pun aici, cât de mult mușcă și din aia, bun. Acolo mușcă doar atâta. Aici mușcă doar atâta. Aș vrea totuși niște lasere. Ia laserul. Nu știu dacă mușcă și din zona aceasta de aici. La asta mă uitam, că n-am mouse-ul fix. Bun. Trebuie să... cred că trebuie să plantez eu prima clădire și după aia începe tot.
Cum fac eu asta? Cum fac eu asta? Cred că pun aici, în primul rând, un laser. Sau pun aici un cannon. Tesla! Bun venit, Tesla! Ce-mi face Tesla? Ia! Ok. Laser. Tesla. Atac. Tesla asta cred că e slab. A, nu! Nu! Că ăsta are chain lightning. Face un lanț către ceilalți. Bun. Laserul 200, Tesla-ul dă... are o rază mai scurtă. Trage mult mai rar. Trage puțin mai puternic. Ok. Cred că nu ne bazăm foarte mult pe Tesla. Decât eventual în aceste colțuri. În colțurile acestea o să ne bazăm puțin pe Tesla. Și mă gândeam... Ia, cannon. Ok, aici nu știu dacă o să pun cannon. Laser. Nu, aici clar pun cannon. În colțul acesta. În colțul acesta, laser. Duce până acolo. Cannon, ok, în colțul... Deci, alea din spate, sigur, bag cannon. Aici bag sigur cannon. Ca să dea și pe drumul acesta de aici. Vedeți voi? Aici mi-ajung canoanele. Deci, clar, aici bag un laser. Și ar trebui să înceapă jocul. Ok. Ne uităm. Îi vedem? Nu îi vedem. Îi vedem undeva? Se aude ceva? Vin? Uite-i! Uite-i! Cum vin! Uite-i cum vin! Hai să ne mai pregătim cu un laser. Bun, laser. Super. Hai, laser, repede! Așa. Aici o să vreau să bag niște Tesla. Să le vedem cum sunt ele în acțiune. Nu cred că îmi place. Hai să bag aici repede un canon. Uite-l. Ăsta e baza. Ok, voi trageți acolo. În acest episod nu cred că vom folosi aceste boosturi. Decât poate mai încolo. Hai să băgăm un Tesla. Uite-l. A, și Tesla ăsta e cu 5 în coadă, deci o să ne strice toate socotelile, dar nu e nicio problemă. Ia. Ok, dă în toți Tesla. Foarte frumos. Mai băgăm și aici unul, că de ce nu? Ok. Și după aia lasere. Cred că aici și aici o să bag laser și după aia în spate niște tunuri. La cât de limitat sunt, cred că mai degrabă aș vrea să le pun pe piedestal. Hai să pun pe piedestal. Folosim până la urmă totuși astea. Și le punem pe piedestal ca după aia să putem să băgăm upgrade-ul acela de 25%. Ia, laser, am zis. Ok. Hai cu laserul. Je ne sais quoi. Tu până unde dai? Dai până acolo aproape. Hai să punem aici un... Nu aici. Punem aici repede un piedestal. Uite aici unul. Nu aici. Aici unul. Așa. Și pe piedestal o să punem un cannon. Hai, te rog. Cannon. Bun. Foarte bine. Ok. O ducem foarte bine. Punem un laser pe acest piedestal. Și deja putem să ne folosim super arma. Hai să vedem dacă am învățat exact ce se întâmplă. L. Nu. L. L cred că ne-a făcut ceva rău. Cum folosesc eu arma aceea? We've always assumed it was to power the technology, just as it powers ours. But perhaps there's something else. Deci dacă ne-am întrebat vreodată ce vor ei să facă exact cu jucăriile noastre... Ok, hai să punem piedestal și deasupra... Uite, punem și aici unul că avem bani.
Punem aici un tun, un cannon. Și încă unul aici. De dragul simetriei. Dar pe mine simetria nu mă ajută foarte mult. Pot să-l vând pe ăsta? Uite, îl vând pe ăsta. Am pierdut 50. Dar aia e, îl pun pe ăsta pe un piedestal să știu o treabă. Cred că e cel mai bine cu piedestalul. Ok, hai și tu repede. Hai, te rog, te rog, te rog. Bun, cannon. De ăia nu-mi fac încă griji. Bun. Nu știu însă cum se activează. Ia să vedem noi împreună. Deci, încă o dată, settings. Activăm aici, dăm click pe settings. Mergem aici. Și vedem următoarea chestie, dragilor. Dacă vedem aici la L, special weapon. Arma secretă, arma specială. Deci, teoretic L, dar am apăsat L și nu s-a întâmplat nimica. Mai departe, show opponent, change, boost. Ah, boost. Gun. Ah, nu, astea sunt armele. Ok. Upgrade, overcharge. Upgrade, disruptor. Disruptor. Score boost. Bun. Hai să mai încercăm o dată cu L. Unde facem? Escape. Bun. Hai să dăm L. L. Și dăm pe... L. L, 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 L. Ținem L-ul apăsat. Nu face nimica. Ia vină tu aici cu un boost. Și punem un tun deasupra. Cannon. Ia uite cât de departe ajunge. Bun, super. Asta cred că va fi un nivel ceva mai simplu. Hai să mai punem aici un boost, că avem bani. Avem bani și pentru aici, boost. Cannon în spate am zis, nu? Cannon în spate am zis, bun. Aici punem un boost. Aici încă un boost. Ok. Ăștia... de ce sunt așa de mov? De ce sunteți voi mov? Boost. 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 Boost, am zis. Ok, de ce sunt ăștia mov? Nu înțeleg. Hai să pun aici un cannon. Și aici încă un cannon. Nu înțeleg de ce au fost aia mov. Dar nu-i problema. Hai să-l vând pe ăsta. Să pun un boost. Vând pe ăsta repede. Sell. Boost. Ok. Boost. Hai și cu tine. Boost. Ok. Aici am înlocuiesc laserul. Aici la fel. Hai. Hai, Petru. De ce sunt așa de... Mamă, câtă viață are ăla. Ah, ăla mov are dublu viață. Vedeți voi? Are mov? Se scade mov-ul. Cannon. Cannon. Punem aici un boost. Și aici unul. Ăsta mi se pare ceva mai simplu, parcă față de primul, cumva. Se poate. Ok. Cell. Nu sunt cel mai încântat de Tesla. Pe de altă parte, nici nu l-am urmărit foarte mult. Dar o să... Hai, voi faceți aici bine? Faceți bine. Ok. Hai și aici un boost. Ok. Aici un laser. Laser, frate. Și aici unul. Ok. Și acum putem să dăm aici cu un overcharge. Și aici un overcharge. Ok. Perfect. Hai, luați-l pe ăla de jos. Bun, l-ați luat. Acum, aici un cannon. Și aici un cannon. Și suntem relativ ok. Oare aici să bag cannon-uri sau lasere? Nu știu exact ce să bag aici. Overcharge? Și aici overcharge. Aici un cannon. Că n-avem deloc cannon. Și aici cannon.
Bun, și treptat, treptat putem să le și upgradăm. Mhm. Cred că Tesla-ul ăla totuși era destul de bunicel. Mai ales că ne-l dă mai încolo, adică dacă ne-l dă după... Ce facem noi aici? Hai să pun niște boost-uri în orice caz. Boost. Și aici cred că pun niște lasere. Nu, token-ul, ca să dea departe. Să dea bine. Harta asta ne ajută, fiind așa circulară, ne ajută să tragă astea mult mai bine. Și între timp pot să le upgradez pe astea dacă am bani, dar nu prea am bani. Bun. Ia, veniți voi aici. Stăm bine? Stăm... Nu prea stăm bine, nu? Ok, voi. Câtă viață au ăștia. Câtă viață poți să aibă. Ok. Hai să te upgradez pe tine. Upgrade. Și dacă aș avea bani, te-aș upgrada și pe tine. Ia. 3, 2, 1. Și. Bun. Hai, ieși repede, ieși repede, ieși. Of, vin numai de ăștia mov cu armură. Și ăsta n-a tras deloc, dar bine că sunt mai puțini. Deci, mie mi-ar plăcea acum să văd L-ul ăsta cum funcționează. L, 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 L. L? Ok, deci ținem L-ul apăsat, ținem minte. Și acum trebuie să se încarce. Bun! E un lucru bun ce mi s-a întâmplat, am învățat un lucru nou. Am upgradat două turnuri în plus. Și durează 5 minute. Ok. 5 minute. Aie! Hai să vedem, suntem valul 14. 15 urmează. Ce, deja vine? Hei, ăștia deja vin. Nu-i bine. Da, facem față din ce în ce mai bine. Da-da-da-dum. Acum, voi. Tu, nu tu. Mai întâi tu. Uite aici. Și acum, următorul vei fi tu. Să dea extra damage. Upgradăm tunurile. Ok. După aia, tu vei fi la rând. Că tragi mult prea bine. Dar n-avem bani. N-avem bani, suntem săraci. Dar dacă toți suntem săraci... oare facem față aici? Oare facem față sau nu facem? Hai tu repede cu upgrade-ul. 3, 2, 1... Hai băiatul, hai băiatul. Acum, repede, până nu vine aia. Ca să poți să tragi în ei direct. Hai, fii puternic. Tu ce faci? Ajungi? Ia, ajungi? Hai, uite că ajunge și ăsta. Super! Tu ajungi? Ia. Ajungi și tu? Bun, deci o ducem bine. Toate sunt bune, toate sunt frumoase. Ăștia au extra damage. Ăștia au extra damage. Ok, avem mulți bani. Hai să dea ăsta cu extra damage. Ăsta să dea și el cu extra damage. Și ăsta să mai dea cu extra damage. Să dea damage în plus, să dea... Să le ia din viață cu 25% mai mult. Acum, tu că n-ai ce face, te upgradezi. Ok, toate sunt bune, toate sunt frumoase, elegant. Tu n-ai timp să te upgradezi. În schimb, pot face aici un laser sau un cannon. Laser, ce puțin trage ăsta. Hai cu cannon. Dar nu l-am pus pe piedestal. Nu l-am pus pe piedestal. Hai că nu-l pun nici pe ăsta. Pe ăștia din exterior nu-i pun. Îi pun doar pe ăștia din interior și pe ăștia de aici. Ok. Ia vină tu aici cu un cannon. Ajungi până la... Unde ajungi? Ajungi acolo. Ok. Tu, dacă te-aș pune pe tine aici un cannon... ajungi bine. Ajungi bine rău. Ajunge și pe mult din această stradă. Hai să vedem cum stăm cu ăștia. Sper că pică. Ăștia pică, sigur. Ok. Ăștia de sus acum. Avem bani să mărim. Te vreau să-l măresc pe ăsta.
De îndată ce iese din rază. Ok, de îndată ce avem bani. Ok, super. Cred că o ducem foarte bine. A, uite că ne-au furat ceva. Da, se întoarce aia. Bun. Acum, tu... Hai să ne punem aici pe peste tot. Cannon. Cannon. Hai, cannon. 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 Bun. Și nu mai trebuie încă 400 să mai punem două. Unul aici și unul aici. Deci îmi place super mult cum arată imaginea de jur împrejur. Uite, cu apă, cu stânci, cu copăcei. Super, super drăguț. Am zis că aici mai punem un cannon și anume acum. Ok. Și încă un... toți ăștia trei sunt upgradați. Deci dau cu 25% mai mult damage. Ăștia, acum aici trebuie să lucrăm după ce îl punem pe ăsta, evident. Hai, cu cannon-ul. Hai cu cannon-ul. Bun. Sunt foarte mulți, foarte mulți. Ia uite. Au ei viața scurtă, dar... Sunt foarte, foarte mulți. Pe ăsta aș putea să bag aici 200 de bănuți în el. Să tragă mai puternic. Hai. Că fac bine. Fac bine ce fac. Tu... Nu, mai întâi în ăsta de aici. Fiindcă acoperă mult mai multă stradă. Toți ăia mi-au furat jucăriile. Ia uite cum îmi fură jucăriile. Bun, tu, te-am făcut. Acum, hai, toate jucăriile trebuie să ajungă înapoi. A, că mi s-a întors chestia aia. Bun, super. Ia uite câți bani am, câți bani am. Tu, upgrade. A, dar nu trebuia tu. E bine și tu. Ușor. Tu. Nu tu. Las că vreau să mă acces pe upgrade la laserele astea. Că văd că își fac treaba destul de bun. Destul de bine. Pe tine mai pot să te mai upgradez. De tine n-am bani. Însă am bani de tine, dragule. Ia uite aici. I-am dat și lui ăsta 25% mai mult damage. Și zic că o ducem bine. Oh, valul 22 din 25. Superb. Aș putea spune perfect aproape. Poate mai primim aici niște bani gârleanu după acest val. Poate. Uu, ce puternici sunt ăștia. Ia, pe tine. Upgrade. Fă-te galben. Și ieși repede la suprafață să dai aici bine în oameni. Ok, dă-i în aia, dă-i că dai bine. Super. Și mai vreau să mai faci și 25% mai mult damage. Mă scuzați? Așa. Hai cu aia, ăsta este valul 23, urmează, deci ăsta e valul 22 de-abia. Din când în când mai primesc o gălăgie de bani și nu știu pe ce criteriu, că mi-ar plăcea să repet asta și să primesc mult mai mulți bani. Dar nu știu pe ce criteriu și mă cam jenează că l-am upgradat pe ăsta. Puteam să-l fi upgradat pe ăsta și dădea și în afară. Dar las că dă aici, în față. E relativ ok. Am consumat 800, mai bine consumam pe astea, să le upgradez pe astea. Dar hai să-i îmbunătățești pe astea. Pam, așa. Pam, tu dai mai mult damage, ok. Dați-mi jucăriile înapoi, jucăriile se întorc. S-au întors toate jucăriile, perfect. Tu ai putea să dai extra damage printr-un upgrade. Ok. Laserele astea fac ele ceva, dar puteau să facă și mult mai bine. Asta e valul 24. Ok. E bine. E bine. O ducem bine. Toate bune și frumoase. Și plus că avem arma secretă care, nu știu... am luat aurul! Am luat aurul! Ei! Hai tu cu tine cu un upgrade repede. Așa. Ia uite câți mai sunteți pe aici. Mamă. Ok.
Hai să vedem arma secretă, ce face? Arma secretă... Am înțeles bine că face... Cred că mi-upgradează turnurile, din câte am înțeles. Da, 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 uite cum au picat. Super! Yay! Yay! No, it's not. Yay! Stop. Please, don't fight them. The aliens must be appeased. Dragilor, l-am făcut și direct cu aur. Ok, hai să vedem surplus. Avem pumped. Oh, stai că ai dispărut. Deci am făcut 4 achievement-uri. Super, și am trecut și de aur. Ceea ce e perfect. Ceea ce e perfect. Cât a luat? A luat 12, 14, aproape 18 minute. Înțeleg bine asta? Ok. Hai să vedem dacă am deblocat vreo armă. Cum facem asta? Asta vedem în episodul următor, cred, nu? Nu putem să... Aha, aha, bun, bun. Back. Și armele mele. Store. Ah, nu, download content, ok. Local multiplayer. Nu cred că pot să-mi văd armele din afară. Cum e, de exemplu, almanahul la Plants vs. Zombies sau alte tower defense-uri unde poți să-ți vezi armele. Turnurile aici cred că nu se poate așa ceva. Dar, dragilor, sunt super fericit. L-am făcut din prima pe aur, ceea ce e super, super tare. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uita să apăsați acel butonaș de like, m-ar super bucura. Și, evident, și mai mult un subscribe. Și vă urez o zi mirifică. Numai bine! Pa, pa!